Această emisiune este sponsorizată de GEPRO. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu poveste. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană o mândră europeană. Iar fătrumosul acestei ere nu are cal, ci cai putere. Și totuși omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Corneliu Berbent. Invitatul meu din această emisiune este domnul Dan Dascălu, profesor universitar emerit, doctor inginer la Politehnica din București, academician. Domnule profesor, domnule academician, bine ați venit pentru prima noastră emisiune în studioul nostru la Oameni cu Poveste. Bine v-am găsit, domnule profesor. Nu pentru a scurta sau pentru a câștiga timp, dar totuși vă rog, mă adresez domnule profesor, domnule academician, e o mare întrebare pentru mine și nu vă întreb de complezență. Cum vă place? Emisiunea? Nu. Studioul? Asta, să mă adresez. Viața? Ah, să mă adresez. Domnule profesor. Domnule profesor? Da. La dumneavoastră, la Politehnică, se pune accent pe profesor? Da, da, da. Toți suntem profesori. Deci se pune accent pe profesor. Mă bucur foarte mult. Domnul profesor, din câte am înțeles, cunoașteți formatul emisiunii noastre. Da. În primul rând, vreau să vă spun, să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în această emisiune și iară vă mai fac o mărturisire. Am pregătit emisiunea cum am știut eu, o să vedem în conversația noastră, cu multă bucurie și vreau să vă mulțumesc pentru modul în care am conversat. Nu o să-mi spuneți că partea cea mai frumoasă a fost pregătirea emisiunii, nu? Eu sper ca emisiunea după să fie cea mai bună. Și aș vrea să spunem aproape totul despre dumneavoastră. Dar aș începe cu o întrebare, pe care de altfel v-am și pus-o. Discutând noi, e adevărat, depășindu-l pe Chopin cu nocturnele lui, mai mult seara când vă întorceați de la joburile dumneavoastră. Care este povestea dumneavoastră? Și tot discutând, sigur, urmează să o descoperim acum. Ea trebuie spusă. Eu, cum n-am făcut până acum, mi-am notat cu atenție, sper să nu fi omis ceva, cele spuse, și vă cer permisiunea, ca un abstract, să începem emisiunea cu, așa cum mi-a spus dumneavoastră, că ar fi povestea dumneavoastră. Vedem și cum este. Se poate? Domnule mi-a spus mie, povestea mea este povestea lui Harap Alb, pus să aducă salățile din grădina ursului, să realizeze imposibilul, fără alte resurse decât albinuțe și furnici, care au mers alături de el. Ultima încercare, fata împăratului Roș, mi-am notat bine eu, da? A fost transformarea unei fabrici părăsite de conducerea ei într-un institut de cercetare. După 1990, am fondat un nou institut în domeniu. Mărturisire. Acest institut este principala realizare pe care o las în urmă. Sunteți modest, domnule profesor. Și ați mai continuat. În momentul de față, deci prezentul, activitatea mea este polarizată în jurul Academiei Române, sunteți academicia, a unei comisii înființate cu 2 decenii în urmă, de către dumneavoastră, și reorganizată recent. Revista ICI, intra ICI, așa cum obișnuim mult să spunem, intrat în al 21-lea an de apariție, serie de 25 volume din editura Academiei Române, Seminarul Național de Nanotehnologii, 16 ediții, urmează a 17-a ediție și cât o vrea Sfântul, totul pentru promovarea unui domeniu, high-tech, și pregătirile pentru un forum al românilor de pretutindeni în acest domeniu, cu contacte intensificate în ultimile zile. Este un abstract,
pe care eu, dacă l-am notat bine, am încercat să-l rostesc cu multă bucurie, pentru care vă mulțumesc. Și dacă aici, nu știu dacă vă plac întrebările, da? Ați avea ceva de comentat în acest stadiu, fără să fi intrat în CV-ul dumneavoastră complex. De ce Haraval? Așa? Expresia salățile din grădina ursului mi-a venit în minte mai târziu, trecând în revistă ce am fost pus să fac la un moment dat și se părea că era singura cale de a mă manifesta ca doctor inginer și într-un fel cadru didactic. Atât. Privind în urmă, mi se pare... Cu mânie? Nu. De ce? A fost ocazia de a cunoaște oameni deosebiți, în special tineri alături de care am făcut un lucru sau altul. Și asta îmi umple sufletul, mai ales acum. Sunt bunic, nu-i așa? Un bunic cu vechime. Aveți trei nepoți, da? Trei nepoți. Care ne privesc și îi salutăm de acolo, da. Din America, da? Da. Toți trei sunt la colegiu, fiecare în altă parte, fiecare pe altă direcție. Sunt viitorul, reprezintă viitorul, da. Și bucuria dumneavoastră. Da. Și sunt români. Asta e important. Vorbesc românește, și da. Românește. Da, sigur. Toată familia e formată din cetățenii americani, care se tot vândură prin România. De ce oare? Este frumos. Vă mulțumesc frumos și pentru această exprimare poetică. Eu mai știu că sunteți și un iubitor de muzică. În casă exista și poate există așa cum în pian, da? Da. De când n-ați mai, apropo de muzică, erau cei trei B, nu? Brahms, da? Deci vă place Brahms, da? Beethoven și Bach, da? În ordine cronologică, Bach, Beethoven și Brahms. Și Brahms, am înțeles. Deci și un iubitor de muzică și de frumos. Mai aveți timp și pentru concerte, mai aveți timp și pentru spectacole, mai aveți timp și pentru munte, pentru concert. Da. Frumos. Domnul profesor, deși o să mai spun câteodată domnul academician, mă mai orientez și eu, pe burtieră se află titlul emisiunii, pe care vi l-am spus foarte greu, cu efort. Dar în final a spus BD, bun de difuzare, o viață dedicată științei. O viață dedicată științei. Când zic o viață, peste 50 de ani. Deci peste 50 de ani. Dedicată științei, după opinia mea, nu este deloc pretențios. Nu este deloc pretențios. Și dacă ați vrea să mă ajutați cu un argument până să demitizăm noi titlul, vă rog, fără modestie. Dedicată științei nu numai în sensul de a face știință, ci de a ajuta pe alții să facă, mergând alături de ei, creindu-le condiții, e important. E important pentru România de astăzi. Frumos! După ce am rostit prologul, după ce am dat citire și poveștii dumneavoastră în esență, vă rog, domnule profesor, să-mi dați voie să prezint, așa cum mă pricep eu, documentându-mă, cu multă bucurie, cu multă plăcere, un nano, că toți suntem cu nanotehnologii, nanoportret, un nanoportret, dar extins. Și m-a oprit ori de câte ori greșesc, ori de câte ori e bine să interveniți, de multe ori provocându-mă chiar eu. Sunt generația 42. 1942, aprilie 5. Berbec, nu? Da? Berbec. Craiova. Craiova este locul nașterii. Să înțeleg că sunteți oltean? Pun această întrebare întrucât a stat puțin la Craiova. E o poveste aici. Am stat puțin la Craiova. Da? Și
Asta pentru că era în timpul războiului și familia a decis că e mai bine să mă nasc acolo, în apropierea unchilor, unchiului respectiv, mătușii mele, m-au adăpostit, unchiul era medic, deci a avut grijă de tot. Dar nu resping acest apelativ de oltean. Culmea a fost că după primirea în Academie, un prim biograf... Primirea Academie în 1990? În 1990. Deci membru corespondent al Academiei, cel mai tânăr, atunci. Atunci, da. Multe s-au întâmplat în 90. Da. Vom reveni, da? Mi s-au cerut obiecte personale, nu aveam pipă care să o donez muzeului, dar mi s-a făcut o propunere, nu contează cine, cum, dar mi-a spus, chiar vreți să vă trecem născut la Craiova? Putem spune București. Am refuzat categoric. Frumos. Și aveam în minte cum, ca tânăr cadru didactic, în 1969, în fundul amfiteatrului F024 din Politehnică, îl ascultam pe un mare român. Coandă. Henri Coandă, care ne-a vorbit într-un stil eclatant, pur și simplu, despre ce-a făcut și cum vede el viitorul. Un amfiteatru arhiplin. Arhiplin, da. Arhiplin. Și a declarat, sunt mândru că sunt oltean, nu român, oltean. Ei, asta n-am uitat-o niciodată. Și-am mai spus un cuvânt, un singur cuvânt. Îndrăzniți. 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 Proaspăt întors din Anglia, după să un stagiu făcut de un an de zile. Un an unde academic. Unde ați fost, da? Universitatea din Birmingham. Cu multe, multe lucruri în minte și în suflet, venit înapoi la București, am avut nevoie de acest îndrăzniți. Pentru că nu aș spune că readaptarea a fost grea, dar erau niște lucruri care mă împingeau înainte, care contrastau cu realitatea de la noi și a fost nevoie și de îndrăzneală. Să vă dau un exemplu neînsemnat. Politeția englezească nu se poate uita. De când am aterizat la Londra, o doamnă în vârstă mi-a ținut ușa ca să pot să trec cu bagajele. Dar după un an academic, obișnuit acum să spun mulțumesc în clipa în care ofeream ceva, am avut cu adevărat un șoc. I-am mulțumit taxatoarei din tramvai pentru bilet. S-a uitat la mine ca la un potențial criminal. Ce insultă! Cum poți să spui mulțumesc pentru așa ceva? Dar e un aspect cu totul n-a însemnat. A fost o lume diferită unde, culmea, am avut contacte și cu muzica pe care nu le puteam avea în România și am învățat destule lucruri pe care le-am purtat în suflet și ulterior am încercat să, când am putut, să fac ceva în stilul de acolo. A fost importantă școala, fostul colegiu Sfântul Sava, a fost importantă Politehnica. Vom vorbi poate despre asta. Cu siguranță, da. Dar, să rămânem puțin la Henri Coandă. Numele dânsului, documentându-mă eu, l-am mai întâlnit în câteva ocazii din viața dumneavoastră, cerându-i odată ajutorul să publicați ceva în limba engleză, nu? Da. Da? Și odată când vi s-a spus că, dacă rețin-o bine, că vi s-a pierdut pașaportul. După ce aveați o experiență... N-avea legătură cu Henri Coandă. N-avea nicio legătură, după experiență RFG, da? Da. Nu, n-am avut niciun fel de contact direct cu marele savant, care de fapt s-a prăpădit la puțină vreme după ce a revenit în România, dar a rămas un reper. Frumos. Să mai avansăm puțin. Am făcut deja primul pas. Inginer electronist, Facultatea de Electronici și Telecomunicații, Institutul Politehnic București, promoția 1965. Nu știu dacă e bine acum să spunem că și aici există o poveste sau când ajungem la timpul oportun, dar
Electronica a fost nu o primă opțiune, prima opțiune a fost fizica, da? Dumneavoastră veneați de la un liceu de renume, Sava, aveați un background foarte bun la matematică, da? N-a fost fizică, a fost electronică. Și ați terminat, nu ceea ce ați fi dorit dumneavoastră să terminați secția de inginer fizician, ci EI, electronică industrială. Regretați? Nu. Deci mergem înainte. Dar aș vrea să mai spun că încă din studenție v-ați impus în activitatea științifică. Și aici a intervenit o personalitate, Mihai Drăgănescu. Da, Mihai Drăgănescu, profesorul meu de dispozitive și circuite electronice, a răspuns solicitării mele de a primi o temă de cerc științific și mi-a dat o temă, o temă care îl preocupa și pe domnia sa, începuse să publice. Foarte interesant, Mihai Drăgănescu, ulterior președinte al Academiei Române, a avut o teză în domeniul tuburilor electronice și a fost extrem de sensibil în momentul în care, cu apariția dispozitivelor semiconductoare, s-au găsit niște analogii. M-a pus pe un drum, mi-a dat la început o temă să fac un calcul legat de un dispozitiv. Era la decanat, îmi amintesc foarte bine, m-a primit, i-am arătat rezultatul. Era decan, da? Da. S-a uitat la rezultat, a spus numai puțin. A scos din servietă un manuscris, s-a confruntat și a zis, este bine. La același rezultat am ajuns și eu. Și așa a apărut un articol semnat Mihai Drăgănescu și Dan Dascălu. În buletinul Institutului Politehnic. Onorantă această... Și prima autorie a cine? Categoric. A fost pur și simplu un impuls, pentru că mai departe, având domeniu și foarte important, având plăcerea de a lucra cultivată de Gazeta Matematică și de Olimpiade. La Olimpiade, să spunem, totuși că a dat primul 2 pe țară. A fost o surpriză, în primul rând pentru mine, în primul an de participare. Am primit, într-adevăr, premiul al doilea și am primit diploma din mâinile... Lui Moisil, nu? Da, lui Moisil, pe care l-am întâlnit ulterior când patrona Centrul de Calcul. Și ca absolvent, pe drumul spre absolvirea facultății de electronică, am utilizat calculatorul electronic cu tubul de la acest centru de calcul al universității, cum spuneam, patronat de către Grigore C. Moisil. Și este categoric un... De altfel, acolo erau... Acolo, la CPK, la S, erau acele IBM-uri, după aceea 360 și așa mai departe, dar un centru... Acesta era un calculator făcut... Da, am înțeles, de în referință, România, da. Tot ne-am amintit de academicianul Mihai Drăgănescu, care ne privește dintr-o stea și știu că este mentor și mentorul dumneavoastră. Tot dânsul a fost și conducătorul de doctorat, pentru că sunteți doctor inginer din 1970, primul doctor inginer al profesorului, al academicianului Drăgănescu, în școala doctorală pe care dânsul a condus-o. Și aici aș vrea să mai umblăm puțin la memorie. Vă mai amintiți comisia da, pe care ați avut-o la susținerea la tezei de doctorat? În comisie... Toți membrii Academiei, din câte înțeleg toți eu, nu? Toți membrii Academiei, în ar primul rând, profesorul Gheorghe Cartianu, da, de care iarăși mă leagă frumoase amintiri din studenție, poate există timp pentru jumătate de minut. Dânsul face parte din categoria oameni. Da. Ca și Mihai Drăgănescu, da? Și era apoi... Ionă Gârbiceanu, nu? Gârbiceanu, da, creatorul laserului românesc, da. Fiul marelui prozator. Din păcate s-a prăpădit curând după aceea, însă a primit teza cu asemenea căldură, mi-a spus astfel de cuvinte încât am rămas impresionat. Și a fost apoi Radu Grigorovici,
fizician, iarăși o mare personalitate în domeniul semiconductorilor. Teza ce subiect avea? Teza avea un subiect, cum v-am spus, ceva transplantat de la tuburi electronice în lumea dispozitivelor semiconductoare, erau curenți limitați de sarcină spațială în corpul solid. Și a fost o școală bună. Cred, mare că partea experimentală ați realizat-o în Anglia. Exact. Într-un exact. An de zile. Deci, a fost o șansă deosebită și aici profesorul Mihai Drăgănescu mi-a pregătit această specializare, contactându-l pe profesorul care conducea colectivul respectiv în Anglia. De fapt, aveau lucrări în același domeniu care m-a interesat și pe mine. Și, de asemenea, domnia sa a fost cel care mi-a asigurat bursa, pentru că atunci avea o poziție în sistemul guvernamental. Și era primit... președintele unei comisii și... Era o comisie guvernamentală pentru calculatoare. Da. Care a făcut mult bine. Exact. Mult bine, crearea unei industrii și specializarea unui număr mare de oameni, inclusiv din școala doctorală. Dar eu am fost pe jumătate oltean, născut la Craiova, cu o încăpățânare caracteristică. Neam de piatră, apropo de muică. Am insistat și mi-am scos teza destul de repede, ea a fost susținută în 70 și diploma a apărut destul de rapid în 1971. Foarte, în primăvara. Cum ai amintit câțiva doctorii? Colegi cu dumneavoastră? Da, care... chiar îmi face plăcere. Mă rog, este vă provoc puțin. Vorba da. De cel care mi-a fost asistent la tuburi și circuite electronice, chiar a spune câteva cuvinte rog, aici, da, Constantin Bulucea. Constantin Bulucea. Bulucea, da? Vâlcean, care, noastră, da, da, care acum... Da. Da, este fellow IEEE, după ce a condus cercetarea în domeniu aici în România, și a continuat cariera după 87 în Statele Unite, dar eu îl cunosc ca asistent, un asistent care pur și simplu te provoca la colocviu pe care l-am dat, uitându-se că într-un referat am făcut o presupunere îndrăzneață privind rezistența negativă a tetrodei, în clipa în care m-a văzut în fața catalogului, a spus dascălul nu dă colocviu, dascălul face cercetare științifică, treci la masă și dovedește-mi experimental ceea ce ai scris în referat. Frumos. Foarte așa. Frumos, da. Ulterior, în realizarea primelor dispozitive adevărate în industrie, mi-a arătat iarăși ca unui școlar, iată cum trebuie făcut un model experimental. Acestea sunt caracteristicile. Astea să le scoți. Și vreau să spun că era și un profesor extraordinar. L-am urmărit la cursul de circuite integrate, nu ca student, eram deja catedrul didactic, dar mi-a făcut plăcere să merg în vizita la curs, colegi, să văd cât de frumos preda circuitele integrate. Pe atunci, fără îndoială, o noutate. E adevărat că eu, ca doctorand, am fost pus în 1968 să țin o prima ediție a cursului de circuite integrate. Mi-am scos notițe, am făcut o predare, dar ceea ce a predat Constantin Bulucea nu se compara. Frumos. Vă mulțumesc frumos pentru aceste atribute. Anul 1990 au fost trei minune, aș zice eu. Le spun eu sau le spuneți dumneavoastră? Profesor universitar, după ce a stat ca virgulă conferențiar 14 ani, odată, conducător de doctorat și membru corespondent al Academiei Române, cel mai tânăr. Aș avea o întrebare, o curiozitate. În cei 14 ani, nu v-ați gândit că așteptați prea mult? Adică ați vrut să trădați învățământul?
nu aveam cum să trădez învățământul, pentru că eram cadru didactic, da. Lucram cu studenții, cu asistenții, făcând cercetare în industrie. Deci pe cine să trădez? Unde să mă duc? Nu aveați unde. Nu adică să unde. Plecați din țară? Poftiți? Să plecați din țară? Nu m-ar crede nimeni dacă aș spune că nu mi-a trecut niciodată prin gând acest lucru. Nu m-ar crede și de asta nu-l afirm, deși este 100% adevărat. Sunt convins de asta. Dar proaspăt întors în... Adică înapoiat, dacă îmi dați voie să glumesc, da? Da? Am ieșit de timpuriu curând după absolvire, am fost la prima conferință de semiconductor prezentându-mi articolul cu un dispozitiv care ar fi trebuit să genereze microunde. O experiență cu totul deosebită. Nu am avut niciun fel de problemă. După aceea, e adevărat, cu oarecare dificultate, dar am plecat la specializare în Anglia. Mi-am susținut doctoratul, publicasem între timp de multe ori în străinătate și am trimis și articole ca să mai susțin a doua, a treia comunicare. Era un lucru perfect normal. Ei, n-a mai mers. Vi s-a pierdut pașaportul. Da. Citez, da? Deci, asta este. N-ați mai mers. Deci, și nu v-ați descurajat. Nu mai... De ce să mă descurajez? Trebuie să știți că în mintea unora de atunci, probabil lipsiți de imaginație, era ideea că suntem într-o rânduire care va dura la nesfârșit. Infinită. Infinită. În clipa în care nu s-a mai importat ciocolată, am zis, asta este. Este ultima prăjitură cu ciocolată pe care o mănânc. Și m-am resemnat. E adevărat, copiii creșteau, greutăți. Activitățile de cercetare. Ce ar trebui spus aici este, da, era ceea ce s-ar numi astăzi sărăcie, nu cât să ne afecteze viața în mod iremediabil, dar în timp ce eu făceam știință sau ce credeam eu că e știință, cu misiunile lui Harap Alb în industria românească, soția câștiga mai mult decât mine, asta este realitatea, avea grijă de copii, avea grijă de tot. Era salariat, soție, mamă și da. Lucrurile au mers înainte. După 90, mi s-a părut perfect normal să călătoresc, începând cu America. Am pregătit de asemenea colaborările care au asigurat trimiterea în străinătate a unui număr de absolvenți de electronică și nu numai, și de fizică și de chimie. Lucrurile au intrat în normal fără niciun fel de șoc. Și eu mă bucur, da? Și eu mă bucur că am revenit la normalitate. Rog regia, sunt pe finalul primei părți, ce repede trece timpul, domnule profesor. Rog regia, Andrei, prietenul nostru, dacă se poate legătura cu domnul Gheorghe Pascovici, cercetător fizică nucleară, fost director general al IFA la începutul anilor 80. Sunt foarte curios, eu deja am pregătit această emisiune și vreau neapărat să-l prindem. Aș vrea să mai avansăm puțin. Șef catedră, 1981-1985, cu delegație. Nimic scris. Nimic scris, nimic pe statul de plată. Dar istoria rămâne. Dar istoria rămâne. Membru titular al Academiei Române din 1993. Cel mai tânăr, totuși. Felicitări. Profesor emerit, iată că nici Politehnica nu va uita, din anul 2011. Acum... Predați și acum? În 2011 m-am pensionat, am continuat să predau până în ziua de până în ziua de astăzi, iar la împlinirea 70 de ani Politehnica mi-a dat o diplomă de
excelență. Bună și diploma totuși, da? Iar poziția aceasta de profesor emerit îmi permite să am în continuare un birou în Politehnică, să am interacțiuni cu colegii. Este un privilegiu pentru care sunt recunoscător. Andronescu a avut un merit în a crea astfel de facilități și trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Reprezentant de seamă al școlii românești de dispozitive electronice, semiconductoare și promotor al nanotehnologiei în România. Vorbiți-mi puțin despre această propoziție pe care eu am rostit-o, promotor al nanotehnologiei în România. Nanotehnologia are peste 10 ani, vreo 15 ani, nu? În România. Despre nanotehnologie... Da? Numai puțin, da. Se află la telefon și nu vreau să-l pierdem. Domnul doctor George Pascovici. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua, bună ziua! Suntem la Oameni cu Poveste. Omul cu poveste este domnul Dan Dascălu. O veche cunoștință de-a dumneavoastră. Rugămintea mea este următoarea. De altfel, v-am și spus când eu v-am contactat și am plecat, am părăsit conversația cu o frumoasă părere. Domnul doctor, vă rog, multe în cuvinte puține, un nano, că tot eram la nanotehnologii portret, al invitatului meu, sau pentru invitatul meu, domnul academician Dan Dascălu. Vă rog. Deci, alo? Vă ascultăm, să vă ascultăm. Salut! Uitați-vă și salută, domnul... Adică nu mă păcălesc. Curaj! Da, da, vă rog. Deci ce spui? Da. L-ați auzit? Deci... Atenție ce spuneți, nicio problemă. Vă rog. Bun, deci cu domnul Dascălu ne cunoaștem de aproape 60 de ani, de fapt, aproape viață. O viață. Da, într-adevăr. De ce să spun? Deși avem, să zic așa, rădăcini profesionale comune, am constatat chiar și uneori opțiuni și inclinații comune și didactice și profesionale, ne-am intersectat însă destul de puțin pe termenul vieții astea profesionale. Însă, după 90, am apreciat foarte mult că printr-o credință în ceva și credința aceasta a fost pentru el dezvoltarea domeniului microtehnologii în general, care i-a adăugat însă o culoare deosebită, așa cum ați spus, aceea de nano. Nano, ca să dezvolte microtehnologiile, desigur a beneficiat de un, să zic așa, de infrastructură, chiar și un postament inițiat de tutorul sau mentorul lui, profesorul Drăgănescu. Însă, domnul academician Dascălu, ce a reușit deosebit, a reușit să-și definească o nișă. A căutat această nișă, a definit-o și a dezvoltat-o. Și anume, cercetarea tehnologică de nanotehnologie. Acum, cercetarea tehnologică, în general, se poate discuta mai mult, diferă foarte mult de transferul tehnologiei. E același cuvânt, tehnologie, în sensul total diferit. Deci s-a calat pe cercetare tehnologică, cercetarea tehnologică se valorifică exact ca cercetarea fundamentală pură, și anume prin publicații, impact al publicațiilor citar, aici acolo și brevete, dar nu esențial. Deci citările, impactul publicațiilor este extrem de important și asta a reușit foarte, foarte bine în, nu știu dacă s-o cotez, de la începutul anilor 90 până acum peste 25 de ani. Asta înseamnă o mare tenacitate, perseverență, putere de convingere în toate direcțiile. Și în sus, pentru că ai nevoie de finanțare, în jos, pentru că ai nevoie de un colectiv bine format. Și mă bucur foarte mult pentru reușita asta de lungă, de peste 25 de ani, într-un domeniu de vârf.
în zona asta geografică a estului Europei, nu cred că sunt multe. Ar putea să mai fie una, două, dar nu de dimensiunea institutului de microelectronică și non-electronică pe care l-a dezvoltat. Domnule doctor, așa, în câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos, domnule doctor, domnule director general. Invitatul meu și subsemnatul, am ascultat ce ați spus. Ce ați spus? Da. Acum să lăsăm și dânsului, vă rog frumos, șansa să vă ofere o replică, o mulțumire sau dacă totul este exact. Da. Vă rog. Bună, dragă. Salut, Coca. Ce să spun? Ai spus cuvinte frumoase, cuvinte pretențioase, cuvinte de specialitate, m-ai derutat puțin. Vreau să spun mai întâi că îmi pare rău și după aceea să-ți mulțumesc. În primul rând îmi pare rău pentru excursia noastră ratată de pe creasta Vânturișului, pentru că după o noapte ne-am abandonat familiile, cu copiii mici, după o noapte petrecută pe o bancă fără nimic altceva, la stână am hotărât să ne întoarcem. Îmi pare rău, simt că această obsesie a mea pentru Vânturiș ne-a dus la un eșec, dar vreau să-ți mulțumesc pentru excursia de anul trecut, în special cea de pe vârful Caraimanului, nu credeam că se poate așa ceva, să constați cu uimire, vai, ce fac, m-am așezat pe flori de colț, le strivesc. Da. Au fost clipe frumoase. Da. Îți mulțumesc. Foarte frumos, câtă sensibilitate. La specialitate mă pricep mai puțin. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru această conversație și vă rog, sincer, oricând vă așteptăm într-o emisiune să ne spuneți povestea. La revedere! Numai bine, toate cele bune. Ca să încheiem această conversație foarte interesantă, foarte interesantă, sper că nu greșesc dacă telespectatorii vor să afle mai multe despre domnia sa consultând Școala Românească de Micro și Nanoelectronică, da. O viitoare lucrare pe care o coordonați. Capitolul 7, în curs de apariție. Să apară la Editura Academiei. În secret vă spun că nu ne aude nimeni. Nu ne aude absolut nimeni, este deja pe pagina de web și accesibilă prin Academie, prin comisia de care ați vorbit. Acolo este un substanțial capitol 7, redactat de... Se cheamă Școala Românească de Electronică Nucleară. Exact. Capitolul 7. De fapt, de la titlul ăsta m-am olipsit și am dat titlul volumului. Da. Electronica a dat, printre altele, prin secția de ingineri fizicieni, două tulpini. Una de ingineri electronici pentru fizica nucleară, strălucită, reprezentată de către colegul meu, și, în al doilea rând, specialiști pentru dispozitive electronice. Este cu adevărat un lucru important. Fizica nucleară a reprezentat, sper că va reprezenta în continuare, ceva pentru România. Nici domeniul semiconductoarelor nu a fost mai prejos. Dincolo de pleiada de specialiști, inclusiv generația mai tânără, care prestează în momentul de față la cel mai înalt nivel, cum vă sună profesor la University of Cambridge, de pildă, nu? Că, dincolo de aceasta, a însemnat și o industrie. Industria de semiconductor de pe platforma Băneasa, cu un număr uriaș de salariați, o industrie care, din păcate, s-a dus de râpă cu toate eforturile făcute de aici și n-a mai rămas decât un moștenitor, mai mult sau mai puțin legitim, Institutul de Microtehnologie. Un urmaș gen de înaintaș. Un urmaș. Domnule academician, acum vă rog să-mi dați voie să vă spun așa, pentru că urmează ceva mai grav, publicitate. Muzica.
în partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste, invitatul meu, domnul profesor universitar emerit, doctor inginer, academician, Dan Dascălu, un interlocutor admirabil. Domnule profesor, așa am convenit, tot e o convenție, să mă adresez cu domnule profesor. Suntem la mijloc, suntem în partea a doua a emisiunii noastre și aș vrea să mai facem un pas, intrând, zic eu, destul de elegant în CV-ul dumneavoastră complex, pe care l-am studiat cu multă bucurie. Aș vrea să spun telespectatorilor că ați fondat și ați condus în calitate de director general Centrul de Microtehnologie 1991, devenit în 1993 Institutul de Microtehnologie, iar în 1996, după fuziunea cu ICCE, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT București. Mandatul de director general al IMT s-a încheiat în iunie 2011, deci 20 de ani, și aș spune eu, dacă îmi dați voie, un adagio, acest institut pe care l-ați fondat și l-ați condus, s-a format și dezvoltat pe ruinele unei industrii sabotate și abandonate. Mă refer la platforma de semiconductori de la Băneasa. Nu vreau să ies din această afirmație a mea, spunând că ați continuat să lucrați în Institutul de Microtehnologie până în 2017. Curios, mai multe mandate, felicitări, fiind coordonatorul Centrului de Nanotehnologie, care sub egida Academiei Române și președinte al Consiliului de Coordonare al Centrului de Micro și Nanofabricație IMT Mina Fab. Mă opresc aici, pentru că sigur și vă rog, sigur, cu anumită nostalgie, fără să aruncând așa un arc în timp, să ne spuneți mai multe decât am sintetizat eu deocamdată. Despre acest IMT, care este iubirea dumneavoastră, IMT Mon Amour, totuși. Asta ați și mărturisit ceea ce puteți lăsa în urmă ca moștenie. Apropo de testamentul dumneavoastră. Da, dar trebuie spus din primul moment că acest copilul favorit trebuie să, în continuare să crească, să se dezvolte fără mine, ceea ce nu înseamnă că nu colaborăm, colaborăm și colaborăm foarte bine, dar ca și copiii care după un anumit moment trebuie să-și aibă propria viață, propria soartă, acest institut părăsit fizic, să spun, de mine cu un an în urmă, își va avea propria istorie, își are proprii vectori, purtătorii de imagine și de progres și e bine să vorbească pentru institutul acesta și alții oameni. Dar întreprinderea în care m-am angajat, adică acțiunea aceasta de a crea un centru de cercetare, un centru legat de o fabrică, o fabrică cu mari, mari probleme la momentul respectiv, a fost fără îndoială ceva neobișnuit, într-un fel un gest nesăbuit, dar iată că o nebunie a prins, puțin mai târziu a devenit institut prin hotărâre de guvern, apoi a devenit institut național. A fost această idee de a furniza o alternativă unei fabrici microelectronica cu cea mai dezvoltată tehnologie disponibilă în țară la momentul respectiv, o fabrică care trecea printr-o perioadă foarte grea. Ea făcuse parte dintr-un sistem care s-a destrămat. A avut vârful în 1990, apoi CAER-ul a dispărut, Organizația Economică a Estului Europei, și brusc
piața s-a micșorat semnificativ, nu au mai existat colaborările respective, cei mai valoroși oameni de acolo și-au dat seama din primul moment că nu mai există alternativă și au plecat. A fost ideea de a salva fabrica? Nu cred. Ideea a fost de a folosi tehnologia disponibilă pentru dezvoltarea unui domeniu nou. Numai că lucrurile au mers destul de greu, dar au fost în fond o perioadă de gestație pentru un nou institut de cercetare, Institutul Național, realizat prin fuziunea cu fostul Institut de Cercetare din domeniu, ICCE, Institutul de Cercetare Componente Electronice, institut care a adus oameni de valoare care rămăseseră încă în țară, s-au adăugat câțiva ingineri de la microelectronică. A existat de la început un sprijin considerabil. Doru Dumitru Paladel, la început din Ministru, da. Fostul director general al Institutului de Mecanică Fină, la început colegiul consultativ a identificat și promovat domeniul, ulterior ca ministru i-a asigurat o finanțare, i-a asigurat transformarea în institut printr-o hotărâre de guvern în 1993. Și în fine, lucru extraordinar, și-a dat seama că șansa de supraviețuire a vechiului institut din domeniu ar putea fi tot aici, prin fuziunea celor două entități. Este absolut curios că ideea a venit din afara domeniului. Este adevărat că dezvoltarea pe care o promiteam noi avea aplicații și în mecanică. Și sunt realizări excepționale ale colegului Alexandru Müller, care sunt legate, de fapt, de dispozitive electromecanice care funcționează la frecvențe extrem de înalte în microunde. Un telefonist al nostru, domnul Müller, da? Și până la urmă s-a asigurat o finanțare. Culmea, acest domeniu a fost finanțat mai întâi în România, abia un an mai târziu a apărut ca domeniu distinct în Comisia Europeană. Cum se întâmplă, da? Se întâmplă, da? Și combinația aceasta, resurse umane, cel puțin pentru moment o anumită bază tehnologică, o idee bună susținută de o finanțare, au asigurat un anumit progres. În momentul în care România a intrat în sistemul statelor care aveau acces la programul de cercetare, state asociate, nu eram încă România nu era un membru al Comisiei Europene, eram pregătiți într-un fel, pentru că ne ocupam de o topică, de un domeniu foarte avansat. Bună ziua, domnul director! Eu mă numesc Liviu Dumitrașcu, suntem în România, la Oameni cu Poveste, București TV, și mă bucur că ni s-a făcut legătura cu dumneavoastră, rugându-vă să rostiți câteva cuvinte, multe în cuvinte puține, ceea ce dumneavoastră simțiți pentru domnul academician Dan Dascălu, întrucât merită atenția dumneavoastră. Mulțumesc pentru ocazia să-mi exprim câteva opinii. Eu vă mulțumesc! Deci, cunoștința mea cu domnul profesor și acum academician Dascălu datează de când eram student. A lipsit un fir de păr să-mi fac chiar și lucrarea de diplomă sub conducerea dânsului, însă ambițiile mele au mers mai mult către fizică, așa că am luat un alt drum. Peste mai mulți ani m-am întâlnit cu dânsul incidental
venind la Politehnica din București, în timp ce eu, de fapt, lucram în străinătate, pentru a face un scurt curs invitat despre circuite integrate specifice pentru aplicație, cât am constatat că domnul academician Dascălu era deja deosebit de activ și crease în noul local al Facultății de Electronică, care se mutase de când plecasem eu, un mediu în care se putea continua în condiții foarte bune activitatea și de cercetare și de predare a materiilor. Am constatat după aceea că dânsul a fost deosebit de important, a fost persoana instrumentală pentru a salva din istoria electronicii românești o parte de o foarte mare valoare în forma Institutului de Cercetare pentru Microtehnologii, care există și funcționează și astăzi la Băneasa, un institut care s-a stabilizat în ciuda perioadei foarte grele prin care a trecut această industrie în România și nu numai în România, și în alte țări este europene, ci care se bucură astăzi de recunoaștere pe plan mondial, reprezintă un loc în care cercetătorii români, și nu numai români, pot să desfășoare activitate la nivel mondial. Iar momentul cel mai surprinzător a fost când eu am părăsit activitatea mea din industrie, la firma Motorola, acceptând să devin, dacă îmi permiteți, un birocrat bruxelez. Deci m-am mutat la Bruxelles preluând o agenție europeană care finanța cercetarea în nanoelectronică și microelectronică și am constatat în acel moment că România nu era membră în această organizație, dar avea un observator care era tocmai fostul meu profesor, domnul academician Dascălu. Dânsul a sesizat imediat oportunitatea și posibilitatea și printr-o intervenție personală am reușit să stabilim un contact cu Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică, în urma căreia, într-un răstimp de 4 săptămâni, România și cu organizația mea au semnat protocolul prin care România a devenit membru în organizația aceasta, a dat ocazia cercetătorilor români să participe în proiecte europene și chiar și să adreseze, să acceseze sistemul de finanțare pe care îl aveam noi la Bruxelles. În total pot să spun că pentru mine domnul academician Ascuri este un exemplu de curaj în opiniile lui, de dezinteresare, de angajare pentru binele domeniului în care a fost activ și pentru binele colegilor săi din țară și nu numai. Sunteți un admirabil portretist. Acum vă aflați unde? La München? La München, da. La München. Un admirabil portretist. Eu vă mulțumesc foarte mult, un spirit de sinteză pe care îl admir, dar vă cer permisiunea să mai rămâneți puțin la telefon, întrucât ultima verba îi aparține invitatului meu vis-a-vis de dialogul nostru foarte plăcut și consistent. Cu plăcere, rămân. Salut pe dr. Andreas Wild și vreau să-i spun cât de mult apreciez faptul că și acum este alături de noi cei din Academia Română și nu numai în această încercare de a reatrage atenția asupra domeniului prin forumul pe care îl organizăm împreună la sfârșitul acestui an în Academia Română, dar cu implicarea Politehnicii și altor instituții. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! O propoziție? Dar vă rog chiar o frază! Tot ce vreau să spun este că, într-adevăr, colaborăm și în acest moment pentru a încerca să punem în mișcare ceea ce este necesar pentru revigorarea unui domeniu de importanță strategică, atât pentru România, cât și pentru Europa în general. Și că marea mea speranță și dorință este ca în activitatea lui de dascăl, nu numai de cercetător, să fi găsit în tinerele generații personalități
cu similare calități cu ale dânsului. Opinie clară, putere de muncă, angajament, inteligență, nu numai tehnică, ci și organizatorică și de altă natură, pentru că în urma urmei va fi generația tânără care trebuie să preia ștafeta. Nu uitați că dascălul, numele de familie, este un nume predestinat. Este un dascăl, un dascăl, așa cum l-ați zugrăvit și dumneavoastră, de excepție. Este... Nu mai continui eu. Vă așteptăm când veniți în România să nu ne ocoliți. Sunteți un om cu poveste și vă rog să o spuneți și celor care vă așteaptă. Pare cu ocazie viitoare. Vă mulțumim frumos. La revedere. La revedere. Figurează și domnia sa în lucrarea Școala Românească? Da. Perfect. Mă bucur foarte mult. Deci iată că a fost ales destul de bine și cu miez tot ceea ce a spus. Rugasem pe Andrei, colegul meu din regie, să vedem un material propunându-vă o acoladă academică, școala și facultatea, deci elevi și studenți. Câteva imagini, iată-le. Da. Vă rog. Școala elementară pe șoseaua Panduri. București. Da, învățătorul Aniței. Undeva sunt și eu, al doilea în dreapta domniei sale, în rândul de sus. Amintire de neșters și impuls pentru ce urma. La un moment dat spunea, ei, să vedem acum artileria grea din fund. Era un școlar care stătea în ultima bancă. Ulterior a fost directorul mamei mele, profesoară de limba română și fără îndoială că amintirile pe care le avea despre mine au fost un adevărat balsam pentru mama mea. Aici este colegiul Sfântul Sava, pe vremea aceea școala Nicolae Bălcescu, da. Numărul 1, dar care avea totuși între zidurile sale amintiri și o tradiție cu profesori excepționali. Aș vrea să menționez faptul că anul acesta se împlinesc 200 de ani de învățământ în limba română. Da. Care au avut punctul de plecare aici, în școala de pe lângă Mănăstirea Sfântul Sava, la viitorul colegiu Sfântul Sava. Să mai rămânem puțin, totuși văd că aveți niște materiale acolo pe desktop. Da. Vă rog să le folosim. Am aici amintire de la un fost student și el absolvent al colegiului Sfântul Sava, să-i spunem așa, o broșură foarte interesantă scoasă în urmă cu 50 de ani, o broșură care aniversa 150 de ani de la apariția prin stăruința lui Gheorghe Lazăr, numele spune destul, da. A acestei predări în limba română. Și, într-adevăr, era o componentă culturală care se simțea la și de tradiție la acest liceu prin profesori de excepție și prin diverse activități. Era o anumită atmosferă. De lucru și o atmosferă de respect și da. Care te obliga. Da. Aici este clasa de la Sfântul Sava, repet cu mândrie de ani de zile, 40 de absolvenți, 38 dintre ei au intrat din primul moment la facultate. Și Florin Bogardă? Și Florin Bogardă, pe care îl văd aici în imagine, din mijloc, este al patrulea din dreapta. Adică să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Da? Frumos! Și mulți alții deci colegi, performanță. Colegi de valoare, dar și profesori,
în mijlocul nostru erau profesorii pe care, categoric, unii dintre ei, nu-i vom uita. Ne-ați povestit de olimpiade, de Gazeta Matematică. De Gazeta Matematică. Deci o competiție, o clasă specială, da, de altfel de matematică. Era, în mod neoficial, o clasă, da, specială, pentru că profesorul de matematică, profesorul Caloianu, dirigintele nostru, strânsese în clasa B pe cei pe care îi cunoștea din activitățile anterioare ca fiind bun la matematică. Și, într-adevăr, era o performanță, statistic vorbind, clasa noastră avea mai multe decât multe licee împreună. Este adevărat, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, că liceul din Ploiești cu Basarab Nicolescu era un competitor extraordinar. El a fost olimpic internațional, deci da, 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 da. A avut și profesor de excepție, deci, acolo, da? Mă bucur că l-ați evocat. Nu era numai Suntu Sava. Categorică, da, da. E corect. Membru de onoare al Academiei. E membru de onoare acum, da. Da? Eu am făcut vreo două emisiuni cu domnia sa, da, am fost într-un proiect împreună și recent, am tot restul. Îl salutăm de aici pentru că este undeva în Cartierul Latin, la Paris. Da, da, da. Recent i s-a confirmat o idee de acum 30 de ani, o nouă particulă nucleară. Da, am văzut. Pe care a prevăzut-o atunci și acum CERN-ul a confirmat-o. E o știre de rezonanță internațională. Am văzut, 150 de ani, da? Da. Tot din aceeași, da, broșură. S-a mințit că la liceu era o sală de spectacole foarte bună. Da, da, ați, da, cântat, da, cândva la pian? Da, acest hobby, cântatului la pian, a însemnat că la un moment dat am urcat pe scenă și am cântat finalul Sonatei Lunii. Foarte frumos. A fost un episod. Da, da, foarte frumos. Să mai avansăm puțin, Andrei, te rog. Aici aș spune câteva cuvinte, da, rog, despre facultate. Văd la mijloc. Fotografia este făcută la CAS, eu sunt la mijloc. A fost președinte 18 ani. Da, ceva de genul. Să spunem ce înseamnă CAS? Potit? Ce înseamnă CAS? Este conferința anuală de semiconductor. Este fondată de Constantin Bulucea, despre care am, da, vorbit. El, da, este în dreapta fotografiei. Este cel care a avut această idee de a crea o conferință de la început la standarde internaționale. Conferința... În limba română? Nu. Totul în limba engleză. De la început, proceedings, da? În limba engleză. De la început, da? Totul perfect. Bună. Vorbesc de partea scrisă. Asta nu însemna că nu se mai vorbea românește, categoric, pentru că străinii nu prea aveau ce căuta pe acolo. Au fost și străini, episodic. Da. Ceea ce e important este că acest statut, acest calibru gândit la început de către Constantin Bulucea a făcut ca în 91, deci după deschiderea României spre exterior, această conferință să devină internațională. Din 1995, tot sub bagheta, să spunem așa, a ICCE-ului, institut la care Constantin Bulucea a fost director, aceasta a devenit conferința IEEE, această asociație inginerilor electroniști și electricieni. Este cea mai mare asociație profesională din lume. Dar aș vrea să spun ceva despre cei care mă încadrează în mijloc. La început despre doamna profesoară Adelaida Mateescu, care a fost ani îndelungați decanul facultății. Tot respectul pentru doamna. Și cu care am avut o colaborare excelentă în momentul în care am funcționat ca șef de catedră, pur și simplu pe baza unui cuvânt. Am avut în domnia sa un partener de excepție. Am semnale că și doamna profesoară Mateescu... Deci e adevărată, da? Da. Apoi, în partea dreaptă, cu cravată,
Și mâinile la piept este unul din cei mai iubiți profesori, profesorul Andrei Ciugulea. Și am tot respect. Profesor de bazele... De patrimoniu. Profesor de bazele electrotehnicii, urmașul în mai multe sensuri al lui Remus Răduleț, partenerul lui Alexandru Timotin, cei doi academicieni în ultima parte a vieții, deși nu semănau între ei, erau pentru noi frați gemeni. Predau bazele electrotehnicii în mod diferit, dar la același nivel de exigență. Amintiri superbe legate de profesorul Andrei Ciugulea. Ca student m-a prins, în ghilimele spun, că notițele într-un caiet cu coperții groase erau anotate, erau observații pe marginea cursului. Mi-a cerut acest curs după ce am dat acest acest notițe anotate după ce am promovat examenul și nu mi l-a mai dat niciodată înapoi. Glumeam în momentul în care a reluat subiectul. A fost o valoare. Aș vrea să vă pun o întrebare, mă iertați. Dacă ați avea o putere, l-ați clăna pe domnul Ciugulea? Sentimentul față de dumneavoastră e greu de descris. Nu vă pot răspunde la întrebare. Am fost foarte emoționat și când am spus lângă catafal câteva cuvinte. O a doua amintire legată de momentul în care profesorul s-a așezat alături de mine la masă și a zis: bine, ce vrei tu? Un articol în Journal of Applied Physics. Hai să vedem despre ce e vorba. Apelam la domnia sa ca la o autoritate supremă în domeniul teoriei și a existat un articol minunat. O a treia amintire e legată de momentul în care era secretar de stat la Ministerul Învățământului, se ocupa de cercetare, de fapt. Domnia sa este cel care a semnat actul de naștere al Centrului de Microtehnologie. Și iarăși cu un umor inimitabil, în momentul în care plecam să mă documentez pentru centru, încă neînființat, s-a uitat la mine când l-am întrebat: bine, și ce fac eu în străinătate? Plecăm în... plecam la început în Europa, pe urmă am fost în SUA, a comentat cu un aer inimitabil: uite-te și tu ce fac oamenii noștri când pleacă în străinătate. Import, export. Frumos. Academicianul Mihai Dragănescu striga catalogul. Striga catalogul la o întâlnire a promoției noastre. Frumos. Domnia sa a revenit în facultate după 1985, înainte de a deveni președintele Academiei, chiar viceprim-ministru, o perioadă de timp a lucrat alături de noi acolo. Rămânem puțin aici, Andrei, pentru că această carte, Nicolae Iorga, Cugetări, editura Tineretului, se află și pe desktop-ul invitatului meu. Vă place Iorga? Să arătăm această carte. Îmi place această carte. Să arătăm. Da. Să arătăm. Da. A fost puțin un document. E o cărțulie apărută în editura Tineretului. Da. Nu se știa, anul. Anul nu este, da? Anul nu e scris, nici eu nu l-am notat, da. Însă dacă până atunci eram pe masă cu cartea lui Tudor Vianu, cu acele maxime adnotate, în momentul în care a apărut această lucrare Nicolae Iorga, am găsit aici și acolo niște rezonanțe și sunt cugetări care m-au urmărit. Am să vă ajut eu. Întreagă. La un eveniment pe care l-ați organizat în anul 1997 în Aula Academiei Române, ați folosit ca moto o cugetare de-a lui Nicolae Iorga. Citez: pretutindeni aprindeți focurile voastre de veche și de vatră, două puncte. Veți folosi și drumețului care se va îndrepta după ele. De aceea mi-am permis să vă întreb, nu vă place Brahms, că vă place și Brahms, vă place Iorga? Da, nu cunosc opera nu, istoricului. Nu, dar totuși văd că e o carte dar, de căpătrei care în tinerețe a jucat un rol important. Și acum? Extraordinar. Și acum, important.
Păcat că nu mai este retipărită. Criticul care o prefațează și completează cu viața istoricului o socotește alături de poeziile lui Mihai Eminescu ca fiind o carte fundamentală pentru noi, pentru România. Foarte frumos. Mai avem și alte citate, să mai avansăm puțin. Domnule profesor, a trecut și partea a doua, nu înainte, de a avansa un minut în CV-ul dumneavoastră, spunând că ați purtat mai multe caschete de președinte. Președinte Secției de Știința și Tehnologia Informației, 4 ani, Academiei Române, 1994-98, președintele Comisiei Știința și Tehnologia Microsistemelor, 1998 și în prezent, președinte al Conferinței Internaționale de Semiconductoare, CAS, am vorbit 18 ani până în 2016, președinte al Comitetului de Program al ESSSDEC 2013. E un moment care trebuie menționat, pentru că o conferință europeană, de fapt internațională, cea dedicată dispozitivelor și circuitelor electronice, a ajuns în anul 1913 pentru prima oară în estul Europei. 2013. Da. Deci, după 40 de ediții și mai bine, a ajuns și în estul Europei. Alte țări au candidat, dar fără succes. Un rol extraordinar aici l-a avut Sorin Cristoloveanu, care alături de Andreas Vil și de mine este coorganizatorul acelui forum de la sfârșitul anului, o personalitate de excepție cu rezultate care cu greu pot fi pomenite în câteva cuvinte. Are un prestigiu internațional extraordinar. El a adus în calitate de președinte al comitetului care patronează această conferință itinerantă, conferința în România. Și extrem de important mi se pare faptul că a avut sprijinul lui Infineon Technologies Romania, deci unei filiale, unei cele mai mari companii de micro-nano-electronică din Europa, care s-au angajat cu totul în această întreprindere, au contribuit esențial ca sponsor și organizator la acest moment. Era încă o confirmare a faptului că în România acest domeniu înseamnă ceva. Au existat și există specialiști, există competențe. Aici beneficiarul din Armata Română relatează pe scurt aventura nemaipomenită. Eu am numit-o aducerea salăților din grădina Ursului, realizarea unor dispozitive de microunde de care erau sub embargo, asta este realitatea. România. Printre altele s-a obținut și un premiu al Academiei, chiar în anul modelului experimental. Felicitări, da. Premiu Traian Vuia al Academiei Române pentru anul 1974, acordat în 76. Așa cum se procedează. Aici, aici o poză de grup, da? Vă recunosc eu aici. Eu sunt în, știm, în centru, mijloc, da? Realizatorul, cu laureații, cu laureații realizatorul diodei în pat este, de fapt, inginerul Nicolae Marin. El este cel care a finalizat această lucrare, da? Renunțând la cariera de cercetător, mergând în fabrică. Mi-a fost student și nu pot să-l uit în vizită la mine acasă, imaginea lui profilată pe biblioteca, îmi spunea: aș vrea să lucrez ca la Los Alamos. Ei bine, și acest tânăr a asigurat nu numai producția unor dispozitive sub embargo, a realizat multe alte lucruri. Între mine și Marin, al doilea din stânga,
Este Ion Costea cel care a obținut pentru prima oară oscilațiile periode. Din nefericire s-a prăpădit în urma unui accident. Da. La fel, în extrema dreaptă, este Andrei Mihnea, un fost student și partener de lucru extrem de iubit. El a emigrat la un anumit moment în Statele Unite, unde a avut o frumoasă carieră, dar din păcate de curând s-a prăpădit. Nu pot să uit când a venit la Politehnică să-și ia rămas bun de la mine, era în anii 80, a venit cu băiețelul lui și la sfârșit, când și-a luat la revedere, băiețelul a spus: nenea nu merge cu noi. Am avut un moment de tandrețe, l-am luat pe după umăr pe băiețel și am spus: dragul meu, cineva trebuie să rămână și aici. Frumos! Aici și-a de-a doua încercare, realizarea unor dispozitive, unor radiorelee digitale de microunde, la început pentru interconectarea calculatoarelor, este imaginea care se vede aici. Da? Aceeași instalație în imaginea următoare cu să unul vedem. Din absolvenții, foștii mei studenți și absolvenți, Aurel Spornic, extrem, extrem este de fiul, modest și laborios. Fiul, da. Extraordinar. Și în sfârșit a trebuit să vină evenimentele din decembrie 89 ca să ne oprească și de la o zi la alta nimeni nu și-a mai pus problema că trebuie să finalizezi produse care nu se pot procura din import. Da. Domnul academician, aici sunteți în laborator. În laborator și cu nostalgie apar primele echipamente ale colectivului. Până atunci am lucrat numai cu aparatură împrumutată, sunt aparate de uz general, cum este un osciloscop, de pildă, obținute prin donația de după cutremur. Și dioda IMPAT și echipamentele care au fost fie omologate, fie pe drumul spre omologare în fabrici din București au fost realizate cu mijloace extrem de modeste, dar cu tineri extrem de capabili. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Totuși, nu putem lăsa cărțile să aștepte și aș vrea să vedem materialul cariera, deci didactic, dar foarte pe scurt, cărțile vor vorbi singur și apoi să trecem și la cariera, partea științifică, deci tot cu niște cărți, da? Se văd. În anii 80, da, primele cursuri editura după cele didactice ale fondatorului catedrei Tudor Tănăsescu, dispozitive, da? Circuite electronice, circuite, da? Cu colegi de la Iași tot și EDP, de la Timișoara. Tot EDP și a treia carte, trei parcă avem, e o diplomă de excelență la mulți ani, domnule academician, de două ori 35 de ani. Ce bine, ce era acum câțiva ani când nu aveam decât 70. Foarte frumos. Să vedem și cariera științifică. Aici avem mai multe imagini. Nu putem trece. Da. Prima carte apărută în editura Academiei în 1972 a trebuit să-mi amân dorința de a publica următoarea carte în limba engleză. Să vedem. Transit Time Effects, care folosea în principal rezultatele publicate de mine anterior, inclusiv în teza de doctorat. Da. Împreună cu următoarea carte, Electronic Processes, a apărut în tot în editura Academiei, carte dar de autor. Direct în, carte de autor. Direct în engleză. Limba engleză. Dascălul, da. Cele două lucrări, totalizând circa 1000 de pagini, au fost primele lucrări din domeniu care au fost publicate de români în sincere străinătate. Felicitări. Să mai acum vedem. Sunt mult mai multe și evident, e bine pentru da, noi evident. Toți. Împreună cu colegii mai tineri, Gheorghe Brezanu de la Politehnică și Petru Dan de la IPRS Băneasa, o cercetare industrială care s-a transformat într-o investigare absolut pasionantă a contactului metal-semiconductor,
Iarăși se formase practic un reflex, editura Academiei ne găzduiește cu această monografie, da? Cu multe rezultate publicate în străinătate. O carte de suflet, românul Augustin Maior inventează telefonia multiplă pe când era la Budapesta, ulterior este profesor de fizică la Universitatea din Cluj-Napoca, da? Ulterior, iată aici colectivul cumnata mea, din păcate, da? Nu mai e printre noi, Liliana Bocu, a reușit să ia legătura Fizician. În străinătate, să obțină toate informațiile și cu girul academicienilor și profesorilor care apar aici în lista de autori, da? A apărut această foarte frumos, lucrare. Da, foarte frumos. Ion Anton. Ion Anton mi-a făcut onoarea de a mă invita să fac o prezentare legată de partea de nano în centrul academiei pe care îl conducea la Timișoara. Vreau să menționez că fiul domnului academician, domnul ministru, salutăm de aici, da? Anton Anton a, să mai vedem niște imagini unde, da? A avut, da? Ulterior o interacțiune foarte bine cu institutul, bună cu institutul. O să-l vedem, mai avem o imagine, să ajungem noi. Nano în România a apărut iarăși într-un mod oarecum ascuns prin intervenția românului Mihail Rocco. A terminat Politehnica din București și a luat diploma de inginer și de doctor inginer. Ulterior a devenit doctor honoris causa. E considerat părintele nanotehnologiei pentru că e cel care a pilotat inițiativa națională de nanotehnologie. Iată, am văzut și această carte. Aici pe una din cărțile, da? Apărute în ultimii ani. De referință, cu, da? O frumoasă dedicație care o vedem imediat, Andrei, o vedem imediat. Te recunoaște aici, și, da? Colaborarea dintre 2014, noi. Virginia, da? Domnului, da. Profesor, cu dragoste. Aici, la Academie, am coordonat apariția unei serii de volume. Ultimul apărut este cu numărul 25. Este editat de către Alexandru Müller. Conține lucrările unui simpozion care a plecat din România ca să plece, ca să urmeze un itinerar în toată Europa. Iată, la fel, revista ICI, da? La care sunt editor. Felicitări, da. Și care este acum în al 21-lea an de apariție. Am vorbit despre ea puțin, da? Și în fine, carte, e în curs de apariție. Este în curs de apariție acest volum, da? Care însumează contribuțiile a numeroși colegi din țară și din străinătate. Termenul de școală românească trebuie înțeles în sens larg. E vorba nu numai de universitate, e vorba de institutul de cercetări. Înțeles, da? Și de industria pe care am avut-o în domeniu. Aici, iată că pentru motive pe care nu mai pot să le bănuiesc, este ordinul pe care l-am primit din partea președinției României. Da? Felicitări. Voi face imediat finalul celei de-a doua părți, adăugând. A coordonat în 1997-2000, ca membru al Academiei Române, elaborarea unui program național intitulat Societatea Informațională. O să revenim la ea pentru că ați fost și premiat, mă rog, mai discret așa, o să-mi povestiți. A avut inițiativa unui program de micro- și nanotehnologii 2000, încorporat ulterior în Programul Național de Cercetare și Dezvoltare. MatNamTech 2001-2006. A participat ca șef al unui colectiv la elaborarea strategiei cercetării și dezvoltării și a planului național PNCDI 2 2007-2013 și a coordonat studiul prospectiv nanotehnologii în România. Vezi, nanoprospect. Vom discuta 2010-2011. Și în sfârșit fraza de final pentru partea a doua. Utilitatea eforturilor de mobilizare a potențialului României pentru domeniul de micro-nanotehnologie, prin inițiative, propuneri în programe naționale, proiecte suport, organizare de evenimente, a fost confirmată prin implicarea cercetării românești în programele europene.
Mai aveți ceva de adăugat aici, o frază, sau punem punct pentru o pauză bine meritată? Mai aveți ceva de adăugat? Rămânem pe această observație. Pe această pauză bine meritată. Atunci, facem o pauză. Suntem în partea a treia a emisiunii Oameni cu Poveste. Invitatul meu este un om cu o poveste nemaipomenită, spune eu, profesor universitar emerit Dan Dascălu, doctor inginer, conducător de doctorat, academician Dan Dascălu. Domnule profesor, domnule academician, suntem în partea a treia, după o pauză bine meritată, da? Să mai amintim o dată telespectatorilor, de altfel văd pe burtieră, tema emisiunii noastre, o viață dedicată științei. Eu m-am aventurat, mai ales că discut cu un specialist în nanotehnologie, nanoelectronică, spun că este un nanoportret, pe care încă nu l-am terminat, se va termina niciodată, și aș vrea să mai adaug, e un nanoportret extins. Sunt autorul primelor monografii semiconductoare publicate în străinătate de autor român, peste 1000 de pagini. În domeniul dispozitivelor semiconductoare. Este foarte important în limba engleză. De asemenea, să trecem și la lucruri mai vesele, a fost zis cu ordinul serviciu credincios în grad de ofițer. Am spus și partea misterioasă, da? V-a surprins acest ordin, nu v-a surprins această onoare? Mi l-am explicat prin contribuția adusă la finalizarea unui program, Societatea Informațională. Pe ansamblu, coordonarea a aparținut academicianului Tudor Postolache. Cred că... Deci știți și cine e vinovat, da? De acolo a venit propunerea, probabil au fost și opoziții în Academie. Până la urmă am primit în clandestinitate acest ordin. Chiar așa? Mi l-a mânat președintele Academiei, Eugen Simion. Hai să spunem că nu am fost în București Tot e o convenție, da? Da. Bun. Aș vrea să mai spun spre finalul acestui nanoportret extins. Este căsătorit cu doamna inginer Sultana Dascălu. Să rămână doamnă, vă salutăm de aici. Are 2 copii, marfă de export, reușiți, băiat și fată, Monica și Mihai. Și deocamdată 3 nepoți. Deocamdată, pe care îi salutăm de aici și oriunde am fi. Domnul academician, aș vrea să vedem câteva materiale de suflet, dacă tot am vorbit de familie. Da, în stânga acestei fotografii este bunicul meu din partea mamei. Să mai vedem o imagine. În fotografia următoare sunt bunicii, părinții a numai puțin de 9 copii, printre 9 care copii. Și mama mea. Mama dumneavoastră, da. Pe care cred că o să se vedem, Andrei. Iată, da. Iată da, ca la paradă. Cea mai mică dintre fete, deci ar fi a patrulea copil din da? Stânga. Ce frumos stau, ce aliniat stau, frumos, alb-negru. Aici e o imagine de la nunta a părinților mei. Frumos. Alături sunt unchi, mătuși. Deci mireasă ginele și toți da. Îi înconjoară. Frumos. Aici mama este tatăl meu, da. Economist tatăl dumneavoastră. Economist, da. Constantin Dascălu. Mama profesoară de limba și română. Și mama profesoară de limba română. Victoria. Victoria. Ne privesc da. Dintr-o stea. Asta e viața. Da. Aici avem o poză iarăși foarte interesantă aici. Aici este întreaga familie, cele 3 generații, deci bunicul meu cu baston la mijloc, nepoții, a treia generație sunt și în rândul din spate și în față,
Nu vă divulg care din ei este viitorul profesor Dan Dascălu, da. Este cu căciulița aceea, am cu înțeles, urechi. Am înțeles, și da? O amintire cu foarte frumoasă, pe frunte, apropo de asta, frumoasă, bunicul meu în Slatina își întâmpina nepoții la gară, când veneau în vacanță și foarte mândru explica un autobuz, aceasta e dobânda la capital. Excelent. Aici, mătușa, profesoara imagine, de pian, da? Da, mătușa mea, sora mamei, Florica Popescu, noi îi spuneam tanti Monica, nume pe care l-a luat ulterior fata mea, profesoară de pian care a dus muzica în viața mea. Pentru că pe vremea aceea contactul cu muzica însemna în primul rând difuzorul. Nu ne puteam permite să avem un radio. Și atunci când vroiam ceva mai deosebit, mă duceam la biblioteca universitară unde mi se punea piesa pe care o doream, un vartet de Beethoven sau foarte cine știe frumos, altceva. Foarte frumos. Este adevărat că între timp s-a construit sala Palatului, am mers la concertele lui George Georgescu și a fost un impuls mai de durată, dar muzica întotdeauna a fost o permanență. Și astăzi, când mergem aproape în fiecare săptămână... La Ateneu. Mai puțin la Ateneu, aveam abonament la sala radio. Frumos, cunosc sala radio. Tot am rămas la familie, să vedem și familia soției. Avem 4 imagini cu familia soției. Doamna Sultan. Aici este bunicul soției, Domitian Cupșa, preot, da. Memorandist, exact, e un nume și de delegat din partea sălajului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Mai departe... Frumos, să mai avem imagini, da? Mai departe, părinții soției, da? În stânga este Ioan Cupșa, care a absolvit liceul în limba română, important asta, da. Pentru că e ardeal, Simion Bărnuțiu, în 1923, deja era România mare, și da. A absolvit Politehnica în 1929, inginer electromecanic, și a făcut profesia până 1958, când a avut parte de un proces înscenat și a reluat activitatea în 1964. Și a avut mult de suferit. Și ne-am bucurat să-l avem printre noi și mai târziu, după ce au apărut nepoții. Iată, Sultana Cupșa. Soția... Felicitări! Liceul Mihai Eminescu Norad este un liceu de elită. Noi am avut un invitat... și numai cuvinte frumoase. Felicitări! Mulțumesc! Aici este familia soției, doamna adică în fața acolo, părinții, la primul plan, da? Doamna Tana, deci soția mea Sultana, este în față, da? Cea mai activă dintre ele, urmează Liniana, sora mijlocie, și Antonia, sora cea mare, care trăiește și astăzi, și printre altele are și mica bucurie a unei nepoate care se numește tot Antonia. Foarte frumos. Mai puțin de 2 ani până acum. Să fie într-un ceas bun, să trăiască. N-am, mai avem, să rămânem tot la familie. N-am spus nimic despre... Spuneți, vă rog. Despre... mama soției, da, vă rog, exact, n-a folosit niciodată cuvântul soacră, era pur și simplu mami, chiar așa, da, cum îi spunea frumos, și da. Soția, tot Antonia, da. Și profesoară de limba română ca și mama mea. Frumos, foarte frumos. Rămânem tot la familie și în sfârșit intrăm în familia dumneavoastră. Căsătoria și familia, aici e vorba de mai multe generații, 4 generații, aici sunteți la multe, e da? O idilă din frumos, studenție. Să v-ați căsătorit când doamna era în anul
4, am intrat, de fapt ne-am cunoscut din prima zi a colegi examenului de admitere, da? Ne-am cunoscut și recunoscut pentru că sultana, sau pur și simplu Tana, avea la gulerul bluzei insigna ovală albastră de olimpiadă. Deci amândoi eram olimpici la matematică. Tot la matematică, da? Tot la matematică. Tot la matematică. Am fost colegi până la sfârșitul anului 3, când acea problemă pe care a avut-o tatăl ei s-a transformat într-o exmatriculare arbitrară și regretabil acest o re-înmatriculare un an mai târziu. Dar tot deja, la electronică, da? Tot la electronică, din păcate la o altă secție. Da. Dar însă am încercat să recâștigăm terenul pierdut în momentul în care eu absolveam, ea termina anul 3, rămăsese cu 2 ani în urmă, asaltam împreună Bucegii, nu frumos. Oricum, ci prin Valea Mălești, pe atunci se putea urca prin Hornuri. Dificil. Și am avut ambiția ca ulterior să mergem cu copiii încă mititei, nu se mai putea prin Hornul Mălești și ca urmare am mers pe Brâna Caprelor, cu biata Monica, îmi amintesc, în tenis pe zăpadă. Dar în 1996, după ce parcursese încă un an, ne căsătoream la Oradea, o căsătorie religioasă, dar în locuință, așa era pe vremea sistem aceea. Sistem închis, sistem Clayton, da? Da. Se vede aici că mireasa se simte în largul ei, se pentru vede. Că de jur împrejur sunt cei din familie, rude, prieteni. În schimb, Mirele pare puțin tel nedumerit, încă nu-și dă seama ce se Am întâmplă înțeles. Cu ei. Mama dumneavoastră cu cei doi nepoți, doamna profesoară. Da, cu cei doi nepoți, da? Pe care, mai departe, îi vedem pe drumul de munte. Pasiunea părinților s-a transmis imediat. Foarte important, în 1976, atunci când Nadia Comăneci devenea Montreal. Regina Montrealului, da. Noi eram în excursie în Maramureș și vroiam și noi performanță. Ca urmare, am urcat o diferență de nivel considerabilă până pe vârful Pietrosul Rodnei. Aici se vede familia câștigând puteri, iar în dreapta se vede o pasarelă pe vârf acolo, imagine superbă, vezi undeva jos Ineul. Panorama. N-a fost decât începutul a alte excursii cu copiii. Dumneavoastră cu profesorul George Moisir, fratele lui Grigore Moisir, este, da? Este adevărat. Alături și soția. Da. A fost o simpatie deosebită. Soția cred că este bucuroasă să revadă această poză alături de un om cu totul și cu totul excepțional, deosebit. Care ne privește dintr-o stea. Aici este o poză de grup. O poză de completă, grup, familia, da, completă. Pe rândul de sus, de la stânga la dreapta, sunt eu, tatăl meu, băiatul meu Mihai, ginerele meu Eduard Dan, apoi soția, mama, nora mea Ileana și, în fine, fata Monica. Sunt și cei trei nepoței pe care i-am și în momentul de față, numai că toți trei sunt în acest moment la colegiu. În Statele Unite. Aici o poză care mi este foarte patru dragă, sunt da? Cele patru generații. Foarte frumos, felicitări. Iar fiul a făcut un gest cu totul și cu totul deosebit pentru bunicul său. L-a încurajat să scrie memoriile și l-a publicat într-o mică carte legată, frumos ilustrată,
o adevărată bijuterie care aduce această experiență. A făcut asta împreună cu soția sa când era în SUA. Aici da? Nu este o pereche de îndrăgostiți. Așa, da? Sunt fratele și sora, care se au ca Mihai și Monica. Se au ca frații, da? Cel puțin în această poză, nu. Glumesc, sunt foarte diferiți, dar aici e un moment special, este nunta de aur a părinților. Părinții nu merită să apară în imagine, dar cei doi frați, care se văd cam rar, în momentul în care cei din America vin în România, uite, se întâmplă ca românca noastră să fie cine știe ce, în ce insulă sau la ce congres. Am înțeles. E bucuria noastră, vă dați seama. Fica dumneavoastră, profesor universitar, să vedem materialul Familia Fica. Avem 4 imagini. Dumneavoastră, spun eu, la Casa Studenților. La Casa Studenților, Monica este încă studentă. Se vede că privește cu oarecare neîncredere. Am văzut, e o fotografie compromițătoare, mi-am dat seama prea târziu. De ce? De ce? Pentru că ea poartă, de fapt, plovărul fiului meu. Deci este o infracțiune care ar putea să fie pedepsită chiar și pentru... Da? După să mai vedem decenii. O imagine, nu deloc. Iată. Aici sunt împreună cu fica și cu ginerele. Ei au spulberat tradiția, nu au fost colegi în studenție și e bine pentru că în timp ce Monica a fost șefă de promoție pe toată facultatea de electronică și telecomunicare. E colega dumneavoastră acum, nu? Da, asta e. Ne salutăm dacă ne vedem înțeles, totuși. Da. Dar fără să păstrați o distanță amabilă totuși. Da. Eduard Dan, ginerele meu, a fost șef de promoție la Academia Tehnică Militară. Este adevărat, pe parcurs, când s-a pus problema să ajungă și el bărbat însurat, da. Divulgă la casa acest lui, succes, da. A preferat totuși să fie civil. I s-a indus această convingere, nu se știe. Aici este Monica, profesor universitar, da, într-un anfiteatru din Politehnică. Da, părinții au avut voie să asiste la discuția pe care candidatul pentru postul de profesor da. Universitar a avut cu comisia. Nu i-am spus Monica atunci, dar a fost adorabilă cum și-a prezentat, spun eu, în paranteză, cu aparentă modestie rezultatele, făcându-l la un moment dat pe un membru al comisiei să exprime, dar eu nu am așa ceva. Frumos. Iată că acum, la telefon se află și l-am lăsat la urmă ca fiind foarte important și pentru noi, domnul doctor Alexandru Miller. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Domnul doctor, suntem la Oameni cu Poveste. Invitatul meu este un bun colaborator de-al dumneavoastră. Este domnul academician Dan Dascălu și așteptăm cu mari emoții să ne-l zugrăviți folosind cuvinte puține, dar recumiez. Pot să vă spun că l-am cunoscut pe domnul profesor Dan Dascălu în anul 75, când eram stagiar la Institutul de Cercetări Componente Electronice. Domnul profesor Dan Dascălu, la vremea aceea, la chef de a înțeles că menirea unui cadru didactic e nu numai să-și țină cursurile și activitățile didactice, ci să se ocupe de știință. A încercat și a reușit în condițiile vitrege ale sistemului să realizeze în țară un dispozitiv nou, extrem de performant în cadrul colectiv și format pe el, acest colectiv având specialiști din Universitatea Politehnică, actuala Universitatea Politehnică, Institutul de Cercetări Componente Electronice și PRS Băni. L-am cunoscut în această perioadă lucrând în domeniu apropiat de activitățile
dânsului și respectivului creat el. Și cred că a apărut o simpatie reciprocă între noi. După 1989, domnul profesor Dan Dascălu s-a dovedit talentul managerial și a reușit să înființeze un institut plădit pe scheletul postului Institut de Cercetări Componente Electronice, vorba de Institutul de Microtehnologie, și a reușit să reorienteze cercetarea acestui în acest domeniu pe topici, cum aș zice cel mai bine, în cadrul trendului european mondial în domeniu, cercetarea de microsistem și de microsisteme inteligente, apoi de nanotehnologii. Astăzi, Institutul de Microtehnologie, la care portul domnului profesor Dan Dascălu este uriaș, este institut Stadon în cadrul cercetării românești, a reușit să facă să supraviețuiască domeniul cercetării de semidee componente și semidee simplă, dând astăzi satisfacție și celor care nu au zis țara, și pe de altă parte orientarea acestui institut este integrată în activitatea europeană de cercetare. Institutul a avut în ultimii 20 de ani nenumărate proiecte în cadrul programelor cadru ale Uniunii Europene, programe colaborative cu alte institute de cercetări și industrie din Europa. Eu vreau să vă mulțumesc, vă opresc aici și îmi cer scuze ca să eliminăm anumite redundanțe pentru efortul dumneavoastră, pentru determinare, și las ultima verba invitatului meu, așteptându-vă când doriți, eventual, să veniți la noi în emisiune. Vă rog, domnule academician. Îl salut pe Alexandru Müller și vreau să spun că pe frontispiciu acestui institut, cât este el de vizibil în momentul de față, apar realizările colectivului laboratorului pe care chiar dumnealui le conduce, frumos, Alexandru Müller, da? Cu experiența câștigată înainte de crearea acestui institut, a obținut performanțe excepționale, printre altele un program, un proiect de mare succes, care a atras și nominalizarea pentru premiul lui Descartes. Și în momentul de față, chiar în aceste zile, Alexandru Müller a participat la ședința de lansare a unui proiect în care IMT este partener de tehnologie super avansată, să spunem, în domeniul nanoelectronicii, sub coordonarea celui mai important institut de profil din Europa, IMEC. Și am vrut să subliniez acest lucru, pentru că în anii 90 împreună am făcut ceva pentru vitalitatea acestui domeniu. Alexandru a fost la IMEC pentru un stagiu care a completat pregătirea de aici din țară. Și iată, acum, după ani de zile, se revine și e bine pentru institut și e bine pentru România. Mulțumim foarte mult! Încă o dată vă suntem recunoscători. La revedere! La revedere! Aș vrea să rămânem în familie. Mulțumesc foarte mult telefonistului nostru. Andrei, familia, să ajungem și la fiul, da? Fiul, da, dumneavoastră. Avem mai multe imagini pe care aș vrea să le vedem și le comentați dumneavoastră, fiul, da? A ieșit din tradiția familiei. S-a făcut medic. A reușit, da? Aici aveți pe post de părinți doi absolvenți ai facultății de medicină din București. Frumos, da? Care după un timp au plecat. Mihai și-a perfecționat pregătirea în America, acum este medic în statul New York, într-o localitate superbă, are nenumărate obligații,
pe plan profesional, dar printre altele are pasiunea călătoriei, voi spune câteva cuvinte aici, și are cei trei nepoți, mândria noastră, să nu uit să spun de la început, cea mare, Maria, aici etalează o diplomă obținută după frumos, un concurs da? La pian, absolvă acum colegiul pe profil matematică, cea de-a doua fiică drăgălașă și cochetă ca întotdeauna, este la Universitatea de Arte din Philadelphia și intră în curând în ultimul an de colegiu, iar cel mic e pasionat de fizică, mai precis astrofizică, e și el în anul întâi, se gândește cum să sară, să fac colegiu mai puțin ani și năzuința este spre Cornell University din același oraș, Ithaca, o universitate extraordinară care are printre altele și un nobelist în astrofizică. Astrofizica e ținta. Haideți să mai vedem și alte imagini. Acum da. Maria e cap de afiș, da. Acum împreună cu prietenul și colegul ei, aici tradiția aceasta a perechii colegi de facultate, iată că se menține. Da. Cei doi se antrenează absolut incredibil pentru Pacific Coast Trail. Formidabil, un traseu da? De peste 4.000 de kilometri. Dar s-au cunoscut la început ca partener de dans. Maria, deci, fii atentă, nu uita. Tango criminal aici, da? Da. Rochia este cea care i-a primit-o cadou de la noi anul trecut, când ai fost la nunta verișorului tău. Aici sunt cei doi într-un scurt, scurt moment de răgaz, după ce amândoi au primit premiu din partea colegiului, sunt în ultimii ani, ultimele zile, vor absolvi chiar când această emisiune va fi difuzată. Ea a primit premiu pentru matematică, el pentru matematică și pentru fizică. Sunt Maria și... Aici suntem la Niagara, da? Aici este o vizită când cea mijlocie împlinea 10 ani. În drum spre Arizona am făcut un popas la Niagara, evident pe partea americană. Da, deci nu din partea canadiană, da? Să mai vedem o imagine. 2007 a fost anul în care au început, iertați-mă exprimarea mea academică, să-și facă de cap. Și anume... Aici, și anume să fie într-un loc iubit, un loc cu totul deosebit în momentul în care împlinesc o anumită vârstă. Aici mama împlinește 40 de ani și a vrut să fie la Machu Picchu, la 4.000 de altitudine în Peru. Că suntem cu prefixul următoarea 4, da? Imagine, Mihai, câteva zile mai târziu, la lacul Titicaca, o pasiune, nici nu se știe de când a învățat să răsfoiască cărțile de geografie, tot în Peru. Și imediat lângă acest lac, pierduți printre băștinași, sunt cei trei nepoți. Motivul acestei întâlniri este donația făcută de familia Dascălu, în pâine, fructe și cărți. Cărți pentru acești copii care vedeți în imagine. România. România. Bucegi. Nu erau suficient de antrenați. În 2008 și 2009 au început să se antreneze cu bunicii aici pe platoul bucegilor. Ei fac niște litere cu numele familiei Dascălu pe platformă deasupra Văii Prahovei. Probabil vor să se vadă din spațiu ceva foarte de genul frumos, ăsta. Da, în 3D, iar da? Din octombrie 2011 până în ianuarie 2013, timp de mai bine de 460 zile, au făcut în conjurul lumii, e adevărat, ocolind America, care le era deja cunoscută.
Ne-am întâlnit de 3 ori cu ei în acest parcurs. Prima oară în China, aici suntem la Xi'an, iar alături de soția mea, cu canadiană roșie, este Nașa, Nașa noastră și implicit și a copiilor, Antonia, da? Despre care am vorbit. Aici toată lumea, nu e poză făcută în studio, într-adevăr, înțeleg, în spate înțeleg, este, da. Sunt felicitări, în India, e Taj Mahal, da? Da? Ai, mai departe sunt în Cambodgia și următoarea imagine, da? Una din incursiunile Indian, în Africa, numai una singură, capul Bunei Speranțe. Da? Se vede indicatorul de jos, stânga în stânga e Oceanul Indian, frumos. În dreapta Oceanul Atlantic. Ei probabil se uitau departe de tot, pentru că în iarna aceasta, vară în emisfera australă, părinții au fost în Antarctica. Aici sunt în Madagascar, de comparat cu poza în care este și Mihai, aici cu barbă, în munții Rodney. Da. Traseul de aici e cel puțin la fel de dificil, e o zonă cu stânci extrem de ascuțite, undeva în pustietate au ajuns cu piroaga pe insulă. Ei, cei interesați să vadă această călătorie în jurul lumii, mă rog, da. O găsesc blog, filmulețe pe YouTube, cu indicativul noi 6. Ei bine, ei au plecat 4 în America. După aceasta, noi 4 a devenit noi 5. Era pe drum băiețelul. Când au început să semneze noi 6, ne-au pus pe gânduri. Însă ne-au explicat că e vorba de interlocutor. E bine, figura dinainte arată foarte clar că al șaselea este de fapt Sfinxul. Frumos. Noi 6. Sugestiv. Mulțumesc. Da. Și în ultima imagine, tradițional America, de, da? Da? De sărbători, Biserica Ortodoxă Românească, cea mai apropiată, este la Rochester și dacă fetele pot fi în costum popular, cu atât mai bine. Se vede catapeteasmă acolo, da. Foarte credincioși, toată lumea. Domnul academician, va trebui nu să ne oprim aici, nu să ne, ce înseamnă, cât de greu e să împarți timpul, sărăcia și unor și bunăstare. Vă plac întrebările scurte, domnul academician? Să vedem cum mă descurc cu răspunsurile. Două întrebări, atât. Două întrebări. Ce poți învăța de la un inginer electronist? Puteți să-mi dați și o bibliografie dacă nu aveți timp să răspundeți. Da, e nu numai inginerie pură aici, în această meserie, este și un pic de meșteșug sau de artă. Și eu am în bibliografia, da? Pentru studenți. Sau webografie, da? Ce da, da? O carte Cambridge University Press care se numește chiar Art of Electronics. Mulțumesc. Și care se referă la materia pe care mi-ați încă nu predau foarte studenților. Foarte frumos, cu referințe. Și a doua întrebare, eu am mai multe întrebări, dar nu avem timp. Ce defecte aveți? Calitățile o să vi le spun eu imediat și apoi voi încheia emisiunea. Da, ce defecte da, aveți? Probabil sunt, poate nu vă așteptați doar probabil să întrebare. Sunt mai multe. Există, există probabil un anumit grad de credulitate. Nu știu să apreciez oamenii foarte bine. De multe ori îi suspectez de bună credință, dar pe ansamblu lucrurile merg. Am avut colaborări foarte bune și să spunem că micile eșecuri din relațiile personale intră în statistică. Dau dovadă și de o anumită naivitate, de pildă, întors, da? Întors din Anglia, lăsând faptul că am scris un raport, dar am început să explic într-un colectiv restrâns de catedră cum văd eu lucrurile după experiența din Marea Britanie și cam ce a trebuit,
ar trebui făcut. Erau niște idei simple, dar veneau din altă direcție și am fost cu adevărat naiv. Am putut să fac mai târziu cu Centrul și Institutul de Microtehnologie câte ceva. În primul rând a fost etapa trimiterii la burse prin proiecte Tempus al unui număr foarte mare de specialiști, nu numai electroniști. Și, într-adevăr, când unii lucrează și astăzi alături de tine, într-un fel, aici în România, sau au titlul de profesor la University of Cambridge, ai o anumită satisfacție. Categorii. Terminăm emisiunea, mai am o rugăminte. Nu e o întrebare, e o rugăminte. Care este morala poveștii dumneavoastră pe care noi am încercat să o spunem celor care ne privesc? E greu de spus în două cuvinte. Sau dar, trei cuvinte, da. Vă rog, țin foarte mult la acest sfârșit. Revin la citatul din cugetările lui Iorga. Aprindeți pretutindeni focurile voastre de veghe și de vatră. Vor folosi și drumețului. Dacă o luăm ad literam, numai cine nu a rătăcit pe potecile muntelui și l-a prins noaptea, nu știe ce înseamnă o lumină care apare în beznă, dar nu despre aceasta este vorba. Sunt mulți care își caută drumul în viață, sunt niște drumeți care au nevoie de o lumină și acea lumină care pâlpâie în vatra ta ar putea să-i ajute. Vă mulțumesc pentru determinare, pentru bucuria și curiozitatea de a veni în emisiunea noastră. Mulțumesc și eu, domnule. Vreau să rostesc epilogul. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorie. Căci dacă omul e cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Același autor, profesor universitar emerit, doctor inginer, epigramist, Corneliu Berbent. Liviu Dumitraș, realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, mulțumește încă o dată invitatului, domnul academician Dan Dascălu, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc de fiecare dată, lăsându-vă la urmă ca fiind foarte importanți pentru mine, mulțumindu-vă pentru fidelitate, pentru determinarea cu care ne urmăriți și vă promit că vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune este sponsorizată de GPRO.